Bună ziua, vom rezolva problemele date la admiterea în Politehnica din București în anul 2014 la proba de algebră și analiză matematică. Prima problemă, să se calculeze integrala i egal cu integrala de la 0 la 1 din x la a treia plus 2x de x. Nu e nevoie neapărat să puneți paranteze, pentru că integrala pleacă de la integrala până la dx. Da, tot ce e între ele este funcția de integrală. Și egal cu, mai pun și eu câteodată, dar pun așa că mai mult didactic. Deci integral din x la a 3 este x la a 4 pe 4 plus 2 ori ce înseamnă integral din x, x pătrat pe 2, care se simplifică. Da, și ăștia luați între 0 și 1. La 1 cât dă? 1 pe 4 plus 1, iar la 0 ăștia sunt 0. Aduc la același numitor, deci îmi dă 5 pe 4 și am terminat problema. Răspuns corect F. 2. Fie polinomul P egal cu 2x la a treia plus 4x pătrat minus 5x plus a, să-ți determine a, astfel încât polinomul P să fie divizibil cu x minus 1. Știu ce înseamnă un polinom P de x, hai să spunem, ca să fie divizibil cu x minus 1 alfa, înseamnă să-ți dea un cât, iar restul să fie 0. Pe asta observați, asta trebuie să aibă loc pentru orice x real. În particular, P de alfa, ia uitați, este 0. Da? Dacă reciproc, dacă P de alfa e 0, făcând împărțirea cu rest plus R, ia uitați, P de alfa îți rezultă că restul este 0. Da? Deci, punem condiția P de la mine alfa este cine? 1, că x minus alfa. Da? Deci trebuie să punem condiția P de 1 egal cu 0. Adică 2 plus 4 minus 5 plus A. Cât dă A? 6 minus 5, A plus 1 egal cu 0. A egal cu minus 1. Și am terminat problema. Da? Bun, răspuns corect D. 3. Asta e banală. Fie matricea 1, 2, 3, 5, cât e A pătrat? Pe A pătrat e A pătrat. Îl înmulțești pe ăsta cu el însuși, da? Și îți dă cu ea însuși. 1 și cu 6, 7, 2 și cu 10, 12, 3 și cu 15, 18, 6 și cu 15, 21. 7, 12, 18, 3 ori 2, 6 cu 25, pardon, 31, da. Scuze, da. 31, deci răspuns corect de 7, 12, 18, 31. Problema 4. Mulțimea soluțiilor reale ale ecuației 2 radical de ordinul 3 din 2x minus 1 egal cu x la a treia plus 1 este. Deci x aparține lui R. Da? Observați, condiții de extensă nu avem pentru că e radical de ordin impar. Aici uitați ce se întâmplă. Nu mă voi apuca să ridic la a treia. Că dacă ridic la a treia, ăsta îți dă frumos, în schimb ăsta îți dă ceva la a noua, îți dă ceva infernal. Pe de altă parte, uite ce se întâmplă. Ia să notez radical de ordinul 3 din 2x minus 1 cu 1. Deci ecuația noastră devine 2u egal cu x la a treia plus 1. De unde x la a treia egal cu 2u minus 1? Deci x este. Putem să lăsăm și așa de fapt, da? Ori ia uitați, în acest moment ecuația mea se scrie așa, x la a 3 egal cu 2u minus 1, iar aici dacă ridicați la a 3-a, u la a 3-a egal cu 2x minus 1. Bun, ce facem? Substituție? Nu, că indiferent, observați că relațiile sunt simetrice, din x în u, din u în x îți dă același lucru, fie că îl scoateți pe x în funcție de u, o să vă dea aceeași ecuație ca de aici. Da. Ce observ eu de aici? Uite, funcția 2y minus 1, să zicem g de y egal cu 2y minus 1, este crescătoare. Prin urmare, hai să vedem, să presupunem, uite, să presupunem că u este mai mare ca x. Dacă u e mai mare ca x, atunci 2u minus 1 e mai mare ca 2x minus 1, că e crescătoare asta, da? Dar 2u minus 1 înseamnă cine? X la a treia mai mare ca u la a treia. Cum funcția h de y egal cu y la a treia crescătoare. De ce? Că h derivat de y este 3y pătrat, care e pozitiv. Rezultă de aici că x mai mare ca u. Contra
dicție. Dacă x e mai mare ca u, analog rezultă u mai mare ca x. Prin urmare, ce rezultă? Că nu se poate decât ca x să fie egal cu u. Dacă x egal cu u, revin într-una din ecuațiile astea și obținem, iată, x egal cu la 3 egal cu 2x minus 1 și aici la fel, dacă u egal cu x e același lucru. Prin urmare, iată rădăcinile reale, pentru că aici, atenție, având inegalitate, noi vorbeam numai de numere reale. Revine la x la 3 minus 2x plus 1 egal cu 0. Păi hai să o facem cu schema al Horner. 1, 0, minus 2, 1. Se observă odată 1 plus 1 minus 2 face 0. Deci rădăcina e 1 minus 1, 0. Deci am odată rădăcina x1 egal cu 0 și mai am ecuația cine? X pătrat plus x minus 1 egal cu 0. Hai să vedem rădăcinile. X2, 3 egal cu cine? Minus 1 plus sau minus radical din 1 plus 4, 5 pe 2. Deci asta sunt rădăcinile. X1 egal cu 1, scuze aici. Așa și minus 1 plus sau minus radical din 5 pe 2, da? Hai să vedem unde le găsim pe asta. 1 îl găsim peste tot, da? Și mai am minus 1 plus sau minus radical din 5 pe 2. Uite, răspuns corect F. Frumoasă problemă. 5. Fie un polinom de gradul 2014 cu rădăcinile minus 1, minus 2 până la minus 2014. Deci asta ce înseamnă? Că f de x este de forma o constantă pe lângă, conform teoremei lui Bezu, x minus prima rădăcină, adică x plus 1, puncte, puncte, până la x plus 2014, da? Pentru x în intervalul minus 2 infinit se consideră, zice ecuația, integrală de la x plus 1 la x plus 2 din f derivat de t supra f de t dt egal cu logarin din x plus 2016 minus x pătrat. Zice, dacă n este numărul soluțiilor negative și m numărul soluțiilor pozitive, atunci relații fie n și m, fie relații între n și m și așa mai departe. Da? Bun. Pentru x, deci, mai mare ca minus 2, ne spune, nu? Așa. Pe atunci x plus 1, acesta, observați, este mai mare ca cine? Ca minus 1, da? Și ăsta e mai mare ca 0. Prin urmare, aici f de t are, va avea sens la un logarit, pentru că integrală din, ia uitați, d din f de t pe f de t este logarit natural din f de t, da? Are sens că f de t, observați, limitele, t-ul este între cine? De la cineva mai mare ca minus 1, deci ăsta este mai mare ca 0, asta înseamnă că a mic trebuie să fie pozitiv, da? Că mi-a zis polinomul meu de gradul 14 aici, în sfârșit, dar a mic de fapt nici nu contează la integrala asta, de ce? Că dacă f de x egal cu a ori un g de x, g de x fiind produsul ăsta de polinoame, observați f derivat de x este a ori g derivat de x, deci se derivează numai polinomul ăsta, a cu a se va reduce sus cu sus, da? Prin urmare pot să las numai logarin din g de t, adică produsul ăsta de aici, da? Așa, ăsta e g de t, deci logarin din g de t nu-l mai punem în modul pentru că obligatoriu ăsta este, am văzut că e pozitiv, egal cu logarin din x plus 2016 minus pe x pătrat, pot să scriu logarin din e la x pătrat, nu? Deci o să obținem, logarin din g de t luat între x plus 1 și x plus 2, da? Stați că îl punem după aia, îl lăsăm așa, minus x pătrat, da? Ori ăsta ce înseamnă? G la x plus 2 logarin din g la x plus 2 minus logarin din g luat la x plus 1 egal cu logarin din x plus 2016 minus x pătrat. Ăsta ce înseamnă? Logaritmul câtului, logarin din. Ce înseamnă g de x plus 2? Că în loc de x pui x plus 2 sus acolo, nu? Deci vine x plus 3 puncte, puncte până la x plus 2016. Ce înseamnă g de x plus 1? În loc de x pui x plus 1, deci supra x plus 2, puncte, puncte, până la x plus 2015. Egal cu logarit din x plus 2016 minus x pătrat. Ori ia uitați, de la x plus 3 până la 2015,
tot se vor reduce de aici, nu? Și atunci îți rămâne cine? Logarit din ăsta pe ăsta, adică logarit din x plus 2016 minus logarit din x plus 2, că e logaritmul câtului, egal cu logarit din x plus 2016 minus x pătrat. Ăștia se reduc, înmulțim și cu un minus 1, deci iată îmi dă că logarit din x plus 2 egal cu x pătrat. Sau, cum ăsta este, avem ecuația x plus 2 egal cu e la x pătrat. Și mă întreabă câte soluții cu x mai mare ca minus 2. Observați, x mai mare ca minus 2 are sens că e la x pătrat era pozitivă, da? Bun. Și mă interesează câte soluții pozitive, câte negative are și așa mai departe. Păi, pentru asta uite ce facem. Facem funcția, trecem pe x plus 2 dincolo, facem funcția g de x egal cu e la x pătrat minus x minus 2. Da? Ia să-i facem derivata să vedem ce dă. Bine, e la x pătrat e 2x e la x pătrat minus 1 și pot să mai fac și derivata de două ori. Ia, 2 pe lângă, x derivat e 1, deci e la x pătrat, plus x ori e la x pătrat, adică plus 2x pătrat e la x pătrat. Deci este 2 pe lângă 2x pătrat plus 1 e la x pătrat. Bun. Și acum hai să vedem ce putem spune despre funcția noastră, să mai inserăm o pagină. Vine așa. Păi, odată g derivat de 2, ori observați că este pozitivă, că ăsta e pozitiv, pozitiv. Deci, cum derivata derivatei este pozitivă, rezultă că g derivat este crescătoare. Hai să-i facem o poză ca să vedem cam ce știm despre funcția noastră. X, g derivat, g, x-ul e de la minus 2 la infinit. Nu? Așa, că x-ul era, observați, de la minus 2 la infinit. Bun. Și acum, g derivat al nostru am văzut că e crescătoare. Ia să vedem cât face pe aici, pe undeva. Păi g derivat în minus 2, cât dă ăsta? Vine minus 4 e la a patra minus 1, care e negativ. Da? Ia să vedem. Pe la 0 cât este? G derivat la 0 este 2 ori 0 minus 1 este minus 1. Deci tot negativ. Minus 1, da? La cât să mai fie? Pe la 1 pe 2, nu? G derivat la 1 pe 2, ia uitați, de 2 ori 1 pe 2 dă 1, vine E la 1 pe 4 minus 1, adică radical de ori 4 din E minus 1, care e mai mare ca 0, de ce? Că dacă îl treci pe 1 și ridici la 4, e mai mare ca 1. Prin urmare, undeva la 1 pe 2 devine pozitivă. Aici, da? Din faptul că ea, g derivat e funcție continuă și trece de la negativ la pozitiv, va exista un x0 aici, încât g derivat în x0 să fie, da? Deci există și este unic acest x0, astfel încât g derivat de x0 egal cu 0. Prin urmare, observați, pe zona asta e negativ, pe asta e pozitivă, deci funcția descrește, crește, da? Cam cât ar fi g în x0? Ia să vedem. Păi, dacă îl fac pe g de x0, odată x0 fiind soluția acestei ecuații, observați, satisface relația 2x0 e la x0 la pătrat egal cu 1, adică minus 1 egal cu 0. Sau altfel spus că e la x0 pătrat este 1 pe 2x0. Și atunci când îl faci pe g de x0, iată, va veni cine? E la x0 pătrat minus x0 minus 2. Dar e la x0 pătrat este asta, este 1 pe 2x0 minus x0 minus 2. Da? Sau altfel spus, dacă le aduci la același numitor, e 1 minus 2x0 pătrat minus 4x0 pe 2x0. Vreau să văd ce semnare, pozitiv, negativ, scot un minus afară. Vine minus pe lângă 2x0 pătrat plus 4x0 minus 1 pe 2x0. Uite ce o să fac aici. Ia să vedem cam pe unde are rădăcinile astea. Cine? Facem ecuația 2x pătrat plus 4x minus 1 egal cu 0. Rădăcinile sunt cine? Minus 4 plus sau minus radical din 16. Minus 4ac, adică plus 8, totul pe 4. Și radical din 24. 24 e 4 ori 6. Deci dă 2 radical din 6 pe 4, mai simplific și printr-un 2 și îmi dă minus 2 plus sau minus radical din 6 pe 2. Cam asta
ar fi polinomul ăsta, da? Deci, el între rădăcini, hai să vedem aici, cam pe unde este, minus 2 minus radical din 6 pe 2 și radical din 6 minus 2 pe 2, da? Ăsta era 0 aici. Problema, uitați, a, între rădăcini este, are semn contrar lua minus, x0 este pozitiv, că era aici, și cu minusul din față o să-ți dea pozitivă expresia g de x0, în rest negativ. Problema e cam unde este acest x0 față de ăsta. Vedeți că ăsta e 2,4, nu știu cât e radical din 6, minus 2 e 0,4, pe 2 e undeva aproximativ 0,2. Și nu știm acum cam pe unde era rădăcina acestei ecuații a lui 2x pătrat e la x pătrat minus 1. Știți? Pentru asta, cred că o să o estimez, dar stați să vedem, păi e suficient, stați puțin, să vedem, nu neapărat 1, chiar și mai mic, ca să vedem cam pe unde, ce valoare va avea ea, dacă aici e plus sau e minus, habar n-am. De ce? Știți de ce? Pentru că g de x-ul, iată, când x-ul tinde la minus 2, g de minus 2, stați să-l iau pe g de x-ul ăsta mai jos să-l face, da? Așa, ce aveam? Că g de minus 2 este e la a patra plus 2 minus 2 e la a patra. Deci ăsta vine aici, este e la a patra. La plus infinit, g de infinit, adică limită din g de x când x tinde la infinit, exponențiala se duce mai repede decât polinoamele și atunci, uite, zicem așa, dăm e la x pătrat în factor, pe lângă cine? 1 minus x pe e la x pătrat minus 2 pe e la x pătrat, da? Și acum, 2 pe infinit tinde la 0, ăsta e infinit pe infinit, aplică L'Hôpital, îți dă limită din cine? X derivat care e 1, supra ăsta derivat, care e 2x la x pătrat, ăștia tind la infinit. 1 pe infinit tinde la 0, deci ăsta tinde la 0, deci toată minunea asta tinde la 1. Ori la infinit, care tinde la infinit, limita este plus infinit. Prin urmare, observați că G-ul nostru, da? Că pe mine mie trebuia ăsta aici să văd soluțiile acestei ecuații, da? Care erau rădăcinile lui G. Vedeți, G-ul nostru ce face? Pleacă de la ceva pozitiv, ajunge la ceva pozitiv. Problema, cât este în acest x0? Uite ce o să fac. Ia să fac și G de 0. G de 0. Poate mă ajută să nu mai calculez asta acolo. Vine, E la 0 care e 1, minus 0 minus 2, este egal cu minus 1. De acord? Prin urmare, la 0 este minus 1, da? Până la x0 aici, deci observați, funcția mea scădea și creștea până la acest x0. Deci aici am un punct de minim local, da? A, și atunci nici nu mai trebuie aici nimic. Uite de ce. Pe eu voi avea o rădăcină aici. De ce? Că vine de la pozitiv și ajunge la negativ. Deci voi avea, scriu aici, o rădăcină negativă. După care, atenție, dacă minimul ăsta este negativ, voi avea o rădăcină între x0 și plus infinit. De ce? Că urcă de la negativ la plus infinit. Pentru că ea mai și cobora. Vedeți de aici în continuare, da? A, minimul, pardon, stați puțin, că e negativ. Deci... da, ea coboară oricum, deci minimul este negativ, deci între negativ și pozitiv ăsta voi mai avea o rădăcină pozitivă, da? Atât, deci nu mai trebuia să estimez ăla. Deci ce spunea problema? Spunea așa că n este numărul soluțiilor negative, adică 1, m egal cu 1, n egal cu 1, m egal cu 1, iată, răspuns corect, E, da? Și am terminat problema. 6.